Un bărbat de 55 de ani a fost reținut duminică, 22 ianuarie, de către polițiști în baza infracțiunilor de amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și ultraj contra bunelor moravuri. La data de 18 ianuarie, bărbatul ar fi amenințat cu moartea doi consăteni și ar fi săvârșit acte de exhibiționism. La data de 22 ianuarie anul în curs, polițiști din cadrul secției 6, Poliție Rurală Târgu Cărbunești, au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 55 de ani, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și ultraj contra bunelor moravuri. În fapt, la data de 18 ianuarie, bărbatul ar fi amenințat cu moartea doi consăteni în timp ce se afla în spațiul public și ar fi săvârșit acte de exhibiționism, provocând indignarea cetățenilor. Polițiștii continuă cercetările în vederea documentării întregii activități infracționale a bărbatului.